Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Luciana Prisecaru și sunt gazda emisiunii Vocea Interioară la Radio Terra Nova. În această emisiune mi-am propus să aduc în fața dumneavoastră oameni frumoși care au făcut schimbări în viața lor, oameni care și-au ascultat vocea interioară și astfel vin să ne vorbească și să ne împărtășească din cunoașterea și experiențele lor. Invitata mea de astăzi este Alina Șerban, psiholog și coach, terapeut, coautoarea cărții Unici și Diferiți și a metodei de terapie Unici și Diferiți. Dragi ascultători, pentru astăzi am ales o temă care se numește De ce ne simțim singuri? După cum am spus, invitata mea este Alina Șerban și vom dezvolta acest subiect pentru a lua valoare cei care ne urmăresc. Bine ai venit, Alina! Bine te-am regăsit, Luciana! Mulțumesc pentru invitație! Trebuie să fac această remarcă pentru ascultătorii noștri, că noi am propus de la început că vom avea așa un șir de emisiuni cu diverse teme și acolo unde o temă nu putem să cuprindem într-o singură emisiune, vom crea și partea a doua, partea a treia și așa mai departe. Pentru astăzi ne-am gândit noi să vorbim despre de ce ne simțim singuri. Știm că acest subiect sau această temă este oarecum valabilă cam pentru toată lumea, pentru că oricine a trecut prin acest spațiu de a se simți singur, singur în doi, singur în orice spațiu sau singur într-o relație, cum vrem să o numim, cu toții am trecut prin acest stadiu. Te las să începi cu ce vrei tu. Mulțumesc pentru această alegere, pentru că este o alegere care, într-adevăr, este întâlnită în viața tuturor. La un moment dat în viață, cu toții ne-am simțit singuri. Însă, pornind de la definițiile psihologice, singurătatea este de mai multe feluri. Da, așa este. Da, singurătatea poate fi contextuală, adică creată de un context în care, într-adevăr, te simți singur datorită contextului în care te afli. Poate fi o singurătate tranzitorie, singurătate care nu durează mult, poate să dureze chiar și o singură zi sau câteva ore, este tranzitorie, da. Este un moment de singurătate. Poate fi singurătatea cronică, este singurătatea aceea în care singurătatea deja a devenit un mod de a trăi, este un mod de a fi, este un habitat. Referi aici la singurătatea aceea creatoare? Că mie îmi place tare mult singurătatea creatoare. Nu, aceea e bună. Nu, mă refer la acea singurătate în care, care este de multe ori datorată unei forme de depresie, unei forme de interiorizare nesănătoasă. Sau poate fi un fel de singurătate care este autoimpusă, acea singurătate autoimpusă, de exemplu, poate putem să o definim așa cum ne place nouă și ție și mie, acea singurătate creatoare, singurătatea în care tu îți creezi o nouă lume, un nou început, pentru că intri în contact cu, dacă te referi la acea singurătate, de fapt nu ești singur, ești cu tine, ești împlinit, ești în bogăția ta, ești în bogăția interioară. Și m-aș lega de acest fir, aș lăsa puțin partea aceasta a teoriei și a definițiilor singurătății, așa cum spune la carte, și aș merge în flow și în simțirea și în trăirea mea personală în legătură cu singurătatea. Eu m-am născut binecuvântată fiind venit aici pe pământ cu o soră geamănă. Deci nu ai fost din stal, n-ai fost singură. Eu nu știu ce înseamnă singurătatea adevărată din punctul acesta de vedere al contextului, pentru că m-am născut într-un context în care am venit împreună, am împărtășit viața și emoțiile și trăirile cu sora mea geamănă și mă simt binecuvântată și ai un aliat întotdeauna de nădejde. Exact. Și să ne referim la aceste la relații mai exact. De ce ne simțim singuri într-o relație? Exact lucrul acesta vreau să spun. Deși am venit pe acest pământ într-un context în care nu am venit singură,
Am simțit de foarte multe ori singură, chiar și în relația cu sora mea, pentru că dacă ascultătorii au citit cartea Unici și diferiți, am scris... Dacă nu, le recomandăm. Exact. Acolo am vorbit foarte mult despre relații și despre relația în general cu aproapele tău și în cazul meu cu sora mea, deși ne-am născut împreună și am venit împreună, singurătatea nu creăm noi pentru că de fapt ne-au creat-o alții și când spun alții, contextul exterior, contextul societății, unde întotdeauna încearcă să te separe, să te separe de tine, să te separe de ceilalți care sunt aproape, de exemplu pe noi, fiind gemene la școală, au vrut să ne separe, să ne punem bănci diferite, chiar și în clase diferite, chiar și în școli diferite. Și slavă Domnului, nu am acceptat, părinții noștri nu au acceptat lucrul acesta, așa că nu am aderat la acea singurătate impusă de către contextul social. Mă gândesc ce ar fi fost acolo din punct de vedere emoțional. Exact. Însă am simțit această singurătate în momentul în care eu așteptam din exterior ca să fiu umplută în anumite părți ale interiorului meu. Părți ale interiorului așteptam, bineînțeles, de la sora mea, însă lucrul acesta se reflectă în orice fel de relație. Poate să fie relația cu părinții, relația cu prietenii, relația cu partenerul. Foarte mulți oameni intră în relații pe acest motiv, că se pot împlini în relație și se pot simți împliniți și compleți într-o relație. Însă nu ai cum să intri, să fii într-o relație completă dacă tu nu ești complet cu sinele tău, dacă nu ți-aduci acasă părțile tale interioare, dacă nu faci pace între ele, dacă nu le pui împreună într-o stare de armonie, nu ai de unde să dai mai mult din ceva gol. Deci singurătatea este un subiect foarte amplu, este un subiect care ar putem trebui să mai facem o emisiune, continuăm data viitoare. În școli, ar trebui să se învețe în școli, încă de la primele clase, în care copiii să fie învățați că acest concept al singurătății, al individualismului și al hrănirii egoului, de fapt nu este un concept sănătos pentru sufletul lor și pentru împlinirea lor pe parcursul vieții. Și până la urmă și pentru relațiile cu cei din jur, că atâta timp cât nu avem armonie cu noi înșine, nu putem să creăm armonie în jurul nostru, pentru că există acel gol care se vrea umplut și, prin urmare, câte cupluri nu sunt dezechilibre și se simt singuri. Eu am avut situații și pacienți care au venit și pur și aveau totul, aveau împlinirea care din exterior părea cum sunt reclamele acelea la televizor. Familia perfectă, bunăstare materială, relație, carieră, frumusețe, binecuvântări de la Dumnezeu, copii, familie, totul ca la carte, totul exact cum sunt în reclamele de la televizor. Însă se simțeau singuri. Se simțeau singuri în interior, se simțeau singuri în relație din acest motiv. Din motivul acela pe care noi spunem că te pierzi pe parcursul vieții. Te pierzi pe tine, da. Te pierzi pe tine. Te duci către exterior, către împlinirea aspirațiilor. Și îți pierzi părticele din interiorul tău, părticele din, așa cum am scris și în carte, din puzzle-ul tău interior. Pur și simplu noi venim aici cu puzzle-ul perfect, cu acea imagine perfectă și pe parcursul vieții puzzle-ul începe să se desprindă, mai iese o părticică, mai iese o altă părticică, ne pierdem. Și la un moment dat în viață te reîntorci la acea dorință, chiar dacă ai totul și spui, nu mă mai interesează nimic, nu mai vreau nimic, vreau doar să-mi refac puzzle-ul interior, vreau să-mi refac sufletul, de fapt. Acea pace interioară. Pot să pierd totul, dar vreau pacea. Da. Pentru că atunci nu e singur și de fapt noi nu suntem singuri, suntem întotdeauna în conexiune cu Dumnezeu, dar uităm lucrurile acestea. Da, și atunci când avem pace și liniște în suflet, de fapt atunci avem tot. Exact, totul. Acolo e bogăția. Acolo este bogăția relațiilor. Avem școala de coaching pe care o vom lansa până la sfârșitul anului. Pe acest lucru se bazează, pe îmbogățirea relațiilor cu sinele și cu ceilalți. Este un mod diferit de a face coaching și de a introduce și partea psihologică și partea motivațională și partea unui mod diferit de a aborda viața și de a ajuta pe alții într-un mod diferit. Foarte frumos și felicitări! Abia aștept să văd despre ce este vorba în programul respectiv. Da. Cum vezi tu această singurătate privind o relație toxică? Știm că acolo unde este o relație toxică, de fapt, fiecare este singur cu el însuși.
Atunci când este o relație toxică, singurătatea, vezi tu, Luciana, poate să fie interpretată și poate să fie acest cuvânt al singurătății folosit în două moduri, într-un mod pozitiv și într-un mod negativ. Într-un mod pozitiv, să zic, în relația toxică, dacă ai, în primul rând, o relație toxică, sfatul meu, pleacă. Nu mai ia-ți lecția și pleacă. Da, da. Dar ia-ți lecția. Este foarte fără important lecție. Să-ți iei lecția. Să pleci, să fugi, este o te duci într-o altă relație asemănătoare. Este un atașament, da, evident. Singurătatea este de două feluri, pozitivă și negativă. Negativă este atunci când tu ești într-o așteptare continuă și te simți singur, și pozitivă este când tu îți iei timp pentru tine să fii singur, ca să te reconectezi la vibrația ta proprie, la resursele tale, la să-ți, cum îți încarci telefonul seara, îți iei acel moment de singurătate și te încarci pe tine, te reconectezi la tine, la cablurile tale. Exact interioare. Așa procedez eu. Da. Și atunci spui, eu am avut foarte multe momente în viața mea și în relațiile mele în care am spus, vreau o oră singură, vorbim după. Și mi-am luat acea oră, sau mă rog, 5 minute, 10, nu contează, timpul tău de singurătate. Și mai mult, în momentul în care te simți că nu ești tu, că vorbești aiurea, că spui lucruri pe care le regrezi după aceea, cel mai important să-ți iei acel moment să stai în singurătate și să vezi, să spui ordine. Da, dar este că atunci când îți dai timp să te asculți. Exact. Să te asculți vocea interioară. Da. Chiar... multe persoane vin către mine și spun, dar cum faci tu să te păstrezi în acea energie, că tu ești permanent încărcată de energie, tu nu risipești deloc și cu toate astea că mă conectez cu foarte mulți oameni. Exact acesta este secretul. Permanent, în fiecare zi, nu există, n-aș putea să spun că fac asta doar dimineață, doar la prânz sau seară, aproape, nu știu, după o oră, după două ore, simt că, de fapt, e un exercițiu care de la sine vine acum. Nu mai fac ceva conștient și singură constat că sunt în stare de prezență sau am rămas eu cu mine. Pur și simplu, imediat mă duc în interiorul meu, sunt eu cu mine. Este atât de plăcut să te conectezi și mai am eu așa o metaforă în care îmi spun, mă duc să deschid cufărul cu virtuți, cufărul cu valori. În interiorul meu, știi? Și atunci ne conectăm cu valorile noastre și exact cum ai spus și tu, îți creează acea pace, acea liniște și te conecta cu resursele. Deja ai bateriile încărcate. Da, am scris în carte o meditație despre lucrul acesta. Meditația, nu mai mi-aduc aminte, mi se pare, meditația identității, recapătă-ți identitatea sau nu mai știu cum se numește. Cert este că, la fel, îți imaginezi că intri într-o casă și este casa ta interioară, cu fiecare cameră, unde ai posibilitatea să intri, să vezi ce este acolo și da, este o meditație foarte frumoasă unde te ajută să te reconectezi și acolo îți place să fii singură. Că de fapt nu ești singur. Inspirația asta, cum conduci tu oamenii să le fie simplu să se conecteze cu ei, să-și imagineze că este o casă, că își deschide geamurile, ferestrele, nu știu, se conectează cu spațiul în sine, îl purifică dacă e cazul? Da, pentru că imaginile pentru noi, la nivel subconștient, au cel mai mare impact și transformările se fac prin imagini. Ce ai dori să mai să ne mai spui vis-a-vis de acest subiect, de ce ne simțim singuri? Ne simțim singuri pentru că, așa cum am spus, suntem deconectați de la propriul sine, ne pierdem părțile pe parcursul vieții, așteptăm foarte mult din exterior de la ceilalți, foarte mulți oameni intră în relații doar cu această așteptare de a fi împliniți și de a li se umple golurile de către ceilalți și ne simțim singuri pentru că nu suntem conectați cu Dumnezeu. Asta e cel mai mare... adevăr, ne simțim singuri, dar noi nu suntem niciodată singuri, ne simțim singuri când nu este încredere și credință. Da, pot atunci, să confirm. Da, atunci ne simțim singuri. Când ești în aceeași conexiune, ești bogat, ești cu totul. Da. Îți îmbogățești, și ești plin de viață, așa plin, aș numi eu. Aceasta este bogăția. Și singurătatea mai este și atunci când ți este frică să... singurătatea este foarte mult... legată de starea aceea de frică, frica să nu greșești, frica să nu ți se ia, frica să nu fiu abandonat, frica, foarte multe frici. Da. Când ți este frică, ți este frică să intri și într-o relație, ți este frică să ai și prieteni, ți este frică de tot. Atunci rămâi singur. Acesta este un alt motiv.
Și vreau să o citesc pe sora mea, pe Andreea, care a spus, apropo de singurătate și de relații, ea a spus că următoarea monedă a noastră, a omenirii, va fi relațiile. Relații sănătoase. Atunci ești cel mai bogat. Când ai relații împlinite și relații sănătoase. Că poți să ai totul pe acest pământ dacă nu ai această conexiune interumană și apartenența sufletului, nu apartenență fizică, da, să faci o familie, un copil și un job bun, gata, ești împlinit. Nu, apartenența și împlinirea sufletului, atunci ești împlinit cu adevărat. Da, dar aici ar trebui cumva oamenii să se lase în această ascultare a sufletului și să nu mai urmărească ceva în exterior. Că știi cum, exact cum ai spus, așteptările. În momentul în care tu ai așteptări, înseamnă că tu nu ai oferit ceea ce ai de dăruit, ci tu când vii și te implici cu ceva, tu deja îți creezi o așteptare, tu deja aștepți ceva la schimb. Și iarăși nu este ceva atât de sănătos. Da, și aici... Pentru că te duce în dezamăgire și dezamăgirea te duce în singurătate. Și aici... Sau izolare. Da, e adevărat ce spui, dintr-o perspectivă, însă așa cum știm și așa cum noi aplicăm metoda noastră, schimbarea perspectivei schimbă viața, depinde cum privești. Pentru că, la fel, așteptările pot să fie sănătoase și nesănătoase. Da, da. Sunt așteptări în care... într-adevăr aștepți ai pus o sămânță și aștepți să florească și este o așteptare sănătoasă, pentru că atunci este bucuria, este recunoștința, intervine stima de sine, intervine acea conștientizare că ești valoros și că este valoros ceea ce tu ai plantat acolo în univers, și sunt acele așteptări din gol, acele așteptări care nu sunt sănătoase. Vezi tu, cuvintele pe care noi le folosim și cel mai mult în această perioadă, unde sunt un milion de podcasturi, un milion de teorii, de lucruri, orice cuvânt are mai multe sensuri, orice cuvânt are mai multe perspective. Depinde din ce perspectivă vedem, depinde cum îl percepe omul. Da, fiecare cuvânt, fiecare om este unic și depinde din ce perspectivă. Însă, ca o teorie generală, într-adevăr, singurătatea este singurătatea, nu știu ce am vrut să spun de unde am pornit, singurătatea este modul în care noi putem să ne hrănim sau să ne golim. Să ne umplem sau să ne golim. Acesta este. Singurătatea poate să fie văzută din mai multe perspective. Însă relație, de ce ne simțim singuri în relație? Așa cum am spus, din motivele pe care le-am spus. Dar ce se întâmplă acolo între frați? Între părinți și copii? Că intervine și aici singurătatea. Da. Cum vezi tu situația respectivă? Singurătate și însingurare. Da, bine zis. Singurătate și însingurare, pentru că atunci când nu te simți înțeles, preferi să te însingurezi. Și în familie este cea mai mare provocare. Cea mai mare provocare, pentru că, paradoxal, în familie totul trebuie să fie într-o uniune, într-o completare, într-o armonie, într-o iubire. Însă se întâmplă de foarte multe ori diferit. Se întâmplă opusul, într-o competiție. Foarte multă energie a competiției am văzut în ultimul timp în familie, chiar și în cupluri, între copii, nu mai spun, între frați. Din punct de vedere psihologic, sunt multe teorii unde vorbim despre acest lucru, despre competiția între frați, depinde de vârstă și depinde cum sunt tratați tratamentul părinților. Însă, în familie, acolo sunt cele mai multe provocări, unde Dumnezeu ne dă șansa să... Adică îți dă, uite, ți-am dat darul acesta de a avea o familie, de a avea un frate, de a avea o soră. Ce faci cu el? Alegi să te însingurezi și să nu-ți primești darul? Sau alegi să aduci armonie? Pentru că sunt oameni care, într-adevăr, sunt singuri. Sunt oameni care dorm pe stradă. Tocmai de aceea ne-am și gândit la subiectul ăsta, pentru că sunt o problemă reală. Care fizic sunt singurătatea aceea, conjunctură singurătate, pentru că sunt singuri. Nu au un suflet care să vină să le vorbească, să le ascultă. Să-i asculte, să le întoarcă o vorbă bună. Însă acest dar pe care mulți oameni îl au familie, au frați, au soră, nu îl conștientizează, pentru că îl au. De atunci când nu ai ceva, tu apreciezi și mai mult. Deci singurătatea este, nu o creăm noi. Și
din nou, în familie, între frați, această problemă a competiției este o problemă majoră. Unde da, și iarăși după câte cărți am citit eu pe această temă, am ajuns la concluzia că na, noi venim într-o familie, fiecare frate, cu un scop, dar acel scop este legat de contractul karmic între frați, deci la nivel de frați noi nu avem întâmplător în acea familie, sigur că avem de rezolvat ceva, poate că, nu știu, o soră sau un frate are de învățat de la mine ceva, eu am de învățat ceva și cu toții avem permanent de învățat unii de la ceilalți, însă această însingurare, cum spui și tu, duce în latura aceea negativă, tocmai pentru că noi nici n-am fost obișnuiți să evoluăm sub această formă, să vedem de ce mă afectează pe mine că sora mea e premiantă și eu nu sunt. De ce mă afectează pe mine, nu știu, că fratele meu a reușit și eu n-am reușit. Deci pentru că uită că sunt unici și diferiți. Uită că ei au venit cu un dar unic pe pământul ăsta și nu sunt învățați de către părinți, nu sunt învățați la școală. Societatea îi învață să fie în competiție și da. Colegul a luat nu știu ce notă, tu ai luat mai puțin. Deci este conjunctura socială da. În care trăim. Este inconștientul colectiv, sunt pattern-urile, sunt motivele transgeneraționale, cum au învățat părinții să le arate copiilor că așa este bine. Acolo intervine competiția. Da. Și sunt multe, multe discutat asupra acestui subiect și știu că nu mai avem mult, însă dacă oamenii își aduc aminte că ei sunt unici și diferiți și frații, în general copiii, sunt învățați să conștientizeze acest lucru, că ei sunt unici și diferiți. Și să cunoască această teorie, că noi n-am venit întâmplător, că noi nu ne-am ales întâmplător să fim lecțiile, în această da. Familie și să privim lucrurile din această latură, că fiecare a venit să evolueze la nivel de suflet și fiecare este la nivelul lui de conștiință, la nivelul lui de evoluție și aș zice că cea mai la îndemână este această acceptare, a accepta tot ceea ce vine, pentru că toate așa au venit de la Dumnezeu, toate așa au fost scrise, că noi le-am uitat între timp, că ni s-a explicat altceva, că ni s-a predat altceva, că nu știu, ni s-a pus tot felul de măști încă de când eram mici, dar a venit timpul să ne trezim. Măștile jos. Măștile jos, da. Măștile jos să ne trezim. Și aduți aminte, da, că tu ești unic și acceptă ceea ce este în fluxul vieții, pentru că ceea ce este în fluxul vieții este vibrația ta. Tot ce ți se arată ești tu. Este da. Vibrația ta, tot și, ce vedem. Niciodată, aș zice că, și putem să încheiem chiar emisiunea cu acest slogan, niciodată nu suntem singuri dacă începem să vedem de ce ne simțim singuri. Ce anume ne aduce pe noi în acest moment să ne simțim singuri? Ia să vedem care este cauza, ia să vedem de ce eu mă simt singură. Dacă am pornit de la, exact cum ai spus tu, întrebările acestea, să ne punem întrebări și să avem curiozități, am aflat cauza, bineînțeles ne-am duce să lucrăm pe cauză și să vedem cum putem să îmbunătățim și lucrurile vin de la sine după aceea. Adică deja nu mai suntem singuri din momentul în care am conștientizat că există o da, cauză. Efectul este instant. Da. Ne oprim aici cu emisiunea de astăzi. Sigur că împreună noi putem să facem emisiuni lungi și foarte lungi, dar formatul emisiunii este de așa natură încât ne oprim aici. Și acum, pe baza acestui subiect, de ce ne simțim singuri, te rog în câteva cuvinte scurte, ce poți să transmiți din perspectiva ta celor care ne urmăresc? Din nou, revin la sloganul pe care îl spun în fiecare emisiune. Adu-ți aminte că tu ești unic și diferit. Conectează-te la sinele tău și adu-ți aminte. Adu-ți aminte, este doar vorba de o amintire. Noi uităm. De asta spun din nou, întotdeauna, adu-ți aminte, pentru că ți reactivezi memoria sufletului, pentru că sufletul știe întotdeauna cum trebuie să fii, cum e bine să fii ca să nu te simți singur. Și cum faci asta? Stai cu tine, ia-ți timp, roagă-te, meditează, stai în natură, reconectează-te la natură, pentru că natura îți vorbește tot timpul și probabil că îți vei aduce aminte. Mulțumesc tare mult, Alina. Și eu mulțumesc. Abia aștept să facem următoarele emisiuni, că e așa o energie frumoasă care se creează între noi când facem aceste emisiuni, pornind de la un subiect și atât, fără întrebări, fără pur și simplu... Și un subiect neales. Neales, da. Pur și simplu ne-am așezat la masă și am zis, oare despre ce să vorbim astăzi? Exact. Și sigur că trăim în prezent, permanent, și știm cu ce se...
confruntă oamenii ca și situații, ca și provocări. Dragi ascultători, vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră și nu uitați, vocea interioară este tot ceea ce contează. Pe curând!